seara, doamnelor și domnilor, bun găsit la un nou jurnal Muntenia TV. Iată care sunt principalele subiecte ale serii. Județul Giurgiu, cea mai mică promovabilitate la evaluarea națională. Focar de infecție la doi pași de una din cele mai curate străzi ale orașului. Mai mulți enoriași din Herăș, conduși de preotul paroh, au adus o bucurie bătrânilor din Căminul Mironești. Timp de două zile, Giurgiu va găzdui cea de-a treia ediție a Festivalului Național In Memoria Marin Ghiocel. Romania, ediția 2015 de la Giurgiu, a reprezentat un nou record de participare. Elevii giurgiuveni au dat din nou cu buta în baltă la examenul de evaluare națională. După ce au declarat că subiectele au fost ușoare, doar 60,7% dintre aceștia au reușit să obțină medii mai mari sau egale cu 5. Procentul de promovabilitate este cel mai mic din țară. Și anul acesta, matematica le-a pus cele mai mari probleme absolvenților de clasa a 8-a la evaluarea națională. Dacă la limba română 75% dintre elevi au reușit să obțină note mai mari sau egale cu 5, la matematică doar 55% au izbutit să promoveze examenul. La această sesiune a examenului de evaluare națională a absolvenților clasei a 8-a, au fost înscriși 2367 de candidați, prezenți 2326, 60,70% dintre aceștia obținând medii mai mari sau egale cu 5. Din rândul elevilor care au susținut examenul de evaluare națională, 8 au obținut media 10 la acest examen. Afișarea rezultatelor finale, după corectarea contestațiilor, nu va schimba foarte mult procentul de promovabilitate, pentru că au fost depuse doar 73 de contestații la limba română și 38 la matematică, din totalul de peste 4600 de lucrări. Pentru elevii de clasa 8-a urmează completarea fișelor de înscriere la liceu, care va avea loc în perioada 3-7 iulie, urmând ca pe 15 iulie aceștia să află rezultatele primei etape de repartizare computerizată. În timp ce pentru unii emoțiile s-au terminat, pentru alții de-abia au început. Asta pentru că a debutat săptămâna de foc pentru absolvenții claselor a 12-a. Elevii din toată țara au susținut astăzi prima probă scrisă a examenului de bacalaureat din acest an școlar. Subiectele la limba română au fost pe placul elevilor, ușoare și diversificate, absolvenții așteptând note mari. Aproximativ 2000 de elevi giurgiuveni au susținut luni prima probă scrisă din cadrul examenului de bacalaureat din sesiunea iunie-iulie. Pentru al treilea an consecutiv, elevii de la Uman și de la Real au avut subiecte diferite, structurate în trei mari cerințe, fiecare având 30 de puncte. Absolvenții Colegiului Național Ion Măărescu din municipiu s-au declarat mulțumiți de subiectele primite și se așteaptă la note mari. Cum a fost? A fost foarte bine. Mi-a picat fix ce am învățat. A aplicat romanul interbelic, relația între două personaje și la primul subiect am avut dramatic și la al doilea subiect am avut să ne exprimăm opinia despre rolul scriitorului în societate. Ai avut emoții? Da, foarte mare. La ce notă te aștepți? Peste 9. La ce facultate vrei să te duci? La facultatea de jurnalism. Și cum a fost? A fost ușor, după părerea mea. Ce ai avut de făcut? Să scriem relația dintre două personaje dintr-un roman interbelic la subiectul 3 și a fost chiar foarte simplu. La ce notă te aștepți? La un 8, după mine. La ce facultate vrei să intri? La Academia Navală, la Constanța. Super, foarte ușor. Ce ai avut de făcut? La al treilea subiect. În general. La prima am avut un text dramatic, apoi la al doilea rolul scriitorilor în societate și al treilea, relația între două personaje într-un roman interbelic. Și ai învățat, ai descurcat? Da, a fost perfect. Pe subiect mi-a plăcut, da, am învățat. La ce notă te aștepți? 8, 9, nu știu, pe acolo. La ce facultate vrei să intri? Medicină. Diversitatea operelor de la subiectul 3 a făcut ca dificultatea examenului să fie una medie. Un avantaj în plus este că anul acesta, în prima sesiune, nu a picat genul liric, fapt ce avantajează pe absolvenți. Extrem de ușoare, adică faptul de a alege din trei scriitori, care sunt oricum scriitori foarte importanți, le-a oferit această posibilitate de a scrie ceea ce învățaseră mai bine. Faptul că la primul subiect n-au avut text liric care pe ei încurcă și au avut text dramatic, iar este un mare avantaj.
Faptul că la eseul de la subiectul 2 au avut despre sport, de exemplu, cei de la Real, iarăși a fost un mare avantaj. Poate la filologie, din unde și trebuie să fie puțin mai dificile subiectele, unii dintre ei s-ar fi putut să se încurce în sensul care să nu facă relația dintre două personaje sau și să le caracterizeze separat. Mă rog, dar asta nu e chiar un capăt de țară. În general însă au fost subiectele extrem de abordabile. Eu până acum cu toți care am vorbit, ei au fost mulțumiți și spun că a fost excelent anul ăsta. Acum știi tu cum e, dacă nu înveți, poți să scadă și să scrii ziua de naștere și nu știi. Adică cine a învățat însă n-are cum să ia sub 7. Și dacă la evaluarea națională nu au existat tentative de fraudă, la bacalaureat însă situația s-a schimbat, prima probă aducând cu ea și primii eliminați din examen pentru tentativă de copiere. Pe afară e vopsit gardul, înăuntru leopardul. Cam așa ar putea fi descrisă imaginea ce domina unul dintre locurile aflate în plin centru al orașului, pe una din străzile cele mai cochete. Asta pentru că, deși la stradă și în fața blocului este curățenie lună, în spatele blocului, ascunsă de privirile indiscrete, s-a născut și crește încet încet o groapă de gunoi. Mareșal Foș, una din cele mai cochete, liniștite și curate străzi ale orașului, în plin centru. O stradă cu locuitori liniștiți și cu bun simț. Cel puțin aceasta este imaginea care se vede din stradă. Numai că dacă ai curiozitatea de a ocoli blocurile de aici, ai parte de surprize neplăcute. Așa se întâmplă la blocul 3. În spatele acestui bloc, pe lângă faptul că există o clădire în paragină, uitată de toți, fostul sediu al școlii de arte, terenul se transformă încet încet în groapă de gunoi. Cine aruncă gunoi aici este o enigmă. Locatarii susțin că nu ei și cel mai probabil așa este, dar nici nu știu cine se face vinovat de imaginile de aici. O clădire în paragină înconjurată de gunoaie este imaginea ascunsă de unul din blocurile de pe cocheta stradă Mareșal Foch, aflată în plin centru al orașului. Iar grămezile de gunoaie de aici, despre care nu se știe de unde apar și cine le aruncă, cresc de la o zi la alta. Nimeni nu le vede în afară de locatarii de pe această parte a blocului, care evident sunt nemulțumiți, mai ales că vine vara, iar mirosurile devin din ce în ce mai greu de suportat. Poate până la urmă le va vedea cineva și va veni și aici să facă curățenie, mai ales că am avut acum doar câteva zile o amplă acțiune de ecologizare. Marea sărbătoare religioasă a apostolilor Petru și Pavel nu a trecut neobservată de bătrâni din Căminul Mironești. Asta pentru că au primit o vizită surpriză. Preotul paroc din Herăști, însoțit de mai mulți enoriași, au venit să le facă o bucurie bătrânilor de la Mironești. Cei 34 de bătrâni găzduiți de Căminul Mironești au primit vizita preotului Mihăiță Podaru, parohul de la Herăști. Acesta nu a venit singur și nici cu mâna goală. Pentru că a fost sărbătoare mare, enoriașii din Herăști au pus mână de la mână și au adus bătrânilor din Mironești o masă caldă, dar și aperitive, fructe și dulciuri. Preotul Mihăiță Podaru este de altfel un oaspete tare îndrăgit la Mironești, nefiind la prima vizită de acest gen. Ne bucurăm că am reușit să ajungem iarăși la dumneavoastră. Și vreau să vă spun că este mai puțin inițiativa mea cât a credincioșilor creștinilor de la noi, de la Herești, care au zis, Părinte, haide și anul ăsta să facem ca și în alți ani, să facem și noi o faptă bună. Destul facem noi, încercăm să le facem și pe cele bune. Și așa cum am avut și altă dată, am venit și mâncare caldă pe care să vă aducem. Asta nu pentru că, Doamne ferește, n-ați avea ce să mâncați, pentru că știm ce condiții bune aveți aici și mâncare bună aveți, dar vrem să fie și din partea noastră, pe lângă cei care v-au în grijă, să putem să facem și noi ceva pentru dumneavoastră. De această dată, inimosului preotii s-au alăturat și câteva enoriașe care au venit cu toată inima la Mironești. Să ajutăm bătrânii de aici, bolnavi, să-i ajutăm cu ce putem, cu ce avem noi. Cu ce am putut să strângem noi astea 5 familii, să facem, să-i ajutăm. Am avut niște femei de la noi aici, mai de mult, când am venit prima dată. Și am zis să le și vedem, că n-avea copii, și am venit să le și ajutăm. Și atâta s-a bucurat că nu mai ne văzuse și ele de când era în sat. Am zis să mai venim și acum iar. Am mai venit și am avut două femei de la noi din sat. Da, așa și... Venim cu părintele, facem întrebare lui dânsul și dânsul umblă, ne aranjează treburile și ne și aduce aici. Da, îi mulțumim și spunem sărumâna că e alături de noi. Gestul creștinilor din Herești a fost primit cu bucurie de bătrânii de la Mironești, însă cel mai fericit a fost, fără îndoială, Nea Petre, cel care a fost singurul sărbătorit al zilei în cămin. La mulți ani de sfânta zi de astăzi, porți numele Sfântului Apostol Petru.
Uite, astăzi de Sfântul Petru, creștinii de la noi, credincioșii, au găsit de cuvință să vă cerceteze, să vină, să vă vadă ce mai faceți, dar în același timp să aducă și ceva mâncare gătită, la fel de bună pe cea care vă dă Consiliul Județean sau cine vă dă. Și am ajuns aici la Dămatale, am adus pentru toți mâncare și am zis să vă aducem și noi puțină bucurie prin prezența noastră aici. Pe apăția bucurie care vine rar. Rar. E, de obicei, când ceva este rar, este mai bine apreciat, este mai consistent. Da, Petre, să-ți dea Dumnezeu sănătate și bătrânesc liniștite și uite, și mă uit ce condiții bune și frumoase aveți aici. Da. Multă sănătate. Ești singurul cu numele de Petre, de aici, din așezământ. Să te întărească Dumnezeu. Doamne, ajută-ne, Petre. Bonul câștigător la loteria de duminică are valoarea de 135 de lei. Stagiul militar pe bază de voluntariat este tot mai aproape, iar anul școlar viitor începe cu 2 săptămâni mai devreme. Detalii în rubrica Flash. A doua extragere ocazională a loteriei bonurilor fiscale a fost organizată duminică pentru bonurile emise în perioada 29 martie-31 mai. Fondul de premiere de 1 milion de lei urmând să fie împărțit între cel mult 100 de câștigători. Bonul câștigător este emis în 23 mai și are valoarea de 135 de lei. Dacă în urma centralizării listei bonurilor fiscale pentru care s-au revendicat premiile se constată depășirea numărului de maximum 100 de cereri de revendicare, va fi organizată a doua extragere în vederea determinării a 100 de câștigători. Din nou dezastru pentru Giurgiu, de data aceasta la evaluarea națională, unde procentul de promovabilitate ne situează pe ultimul loc din țară. Astfel, în timp ce media de promovabilitate la nivel național se apropie de 80%, mai exact 79,3%, la Giurgiu procentul de promovabilitate a fost de doar 65,2%, adică cel mai scăzut la nivel național. România se pregătește să introducă de la 1 ianuarie 2016 stagiul militar pe bază de voluntariat, atât pentru băieți cât și pentru fete. E drept, este doar o inițiativă legislativă, dar pe care, cel puțin în primă fază, aproape toți o susțin în frunte cu ministrul apărării. Potrivit proiectului de lege depus în Parlament, tinerii cu vârste între 18 și 25 de ani ar urma să se înroleze, dacă vor dori, pe o perioadă de 6 luni. Prima astfel de recrutare ar urma să se facă în ianuarie 2016. Printre avantajele pe care le evidențiază inițiatorul se numără costurile scăzute pentru instruire, crearea unei rezerve pertinente din care se vor selecționa viitorii militari angajați, integrarea rezerviștilor în economie și reconversia lor profesională, plus o educație prin disciplina a tinerilor. Structura anului școlar 2015-2016 va suporta noi modificări, elevii având mai multe zile libere. Anul școlar viitor începe pe data de 1 septembrie 2015, se încheie pe 31 august 2016 și se structurează pe 2 semestre. În total, 36 de săptămâni de școală. Excepție fac clasele de la finalul gimnaziului și liceului. La clasele a 12-a, durata cursurilor este de 33 de săptămâni, iar 4 săptămâni sunt dedicate desfășurării examenului național de bacalaureat. Astra a pierdut cu 3-0 meciul jucat împotriva campioanei Ungariei, Videoton, echipă care se pregătește de preliminarele UEFA Champions League. La câteva zile după ce învingea cu un scor similar campioana Sloveniei, Maribor, elevii lui Marius Șumudică nu au mai reușit mare lucru din evoluția anterioară, chiar dacă scorul a fost exagerat, jocul fiind echilibrat. A fost primul eșec al lui Marius Șumudică în acest mandat la Astra, după o serie excelentă în campionat și în precedentele partide amicale. În cadrul Programului Național de Investiții, mai multe localități din județul Giurgiu vor beneficia de lucrări de refacere și modernizare a căminelor culturale. În cadrul Programului Național de Investiții, mai multe localități din județul Giurgiu vor beneficia de lucrări de refacere și modernizare a căminelor culturale. Investițiile vor fi finanțate, coordonate și executate prin intermediul Companiei Naționale de Investiții. Președintele PSD Giurgiu, Nicolae Bădălău, a anunțat la sfârșitul săptămânii trecute că, prin programele naționale susținute de guvern, în județul Giurgiu, Compania Națională de Investiții va deschide 11 șantiere noi, investiții care urmăresc refacerea și modernizarea unor cămine culturale și săli de sport. Cum toate investițiile se fac prin Compania Națională de Investiții, primăriile care vor beneficia de acestea vor avea doar obligația ca pe perioada lucrărilor să concesioneze terenurile și construcțiile ce se află pe acestea în favoarea companiei, urmând ca la final ele să revină în administrarea consiliilor locale. La Consiliul Național de Investiții avem, cred că, undeva la 11 localități care li s-au aprobat cămine noi culturale și refacerile celor vechi. Și aici pot să vă spun că Mihăileștiu are cămin nou,
ca oraș Bolintinul, refacere, săl de spor Bolintin. Deja au început lucrările, cred că au apărut deja pe seapla licitații pentru execuție. Consiliul Național de Investiții lucrează, ei fac studiul de fezabilitate, ei fac proiectul, ei fac licitațiile, ei fac recepțiile. Primăria decât pune la dispoziție terenul, proprietatea primăriei, unde se realizează investiții. Ținând cont că se intră într-un nou exercițiu bugetar european, la care se impune și prelungirea și adaptarea programelor naționale și regionale de dezvoltare, dar și necesitatea apariției de noi puncte de lucru, Direcția Județeană de Dezvoltare Rurală și Protecția Mediului a cerut plenului Consiliului Județean să-i aprobe un nou regulament de funcționare. Încheierea unui contract de comodat cu Comuna Clejani a determinat conducerea Direcției Județene de Dezvoltare Rurală și Protecția Mediului să solicite Consiliului Județean modificarea regulamentului de organizare și funcționare. Practic, conducerea direcției a solicitat consilierilor modificarea unui articol, prin care direcția să-și poată desfășura activitatea la sediu sau în alte locații din județul Giurgiu, în funcție de specificul activităților și proiectelor derulate. Până la această dată, activitatea direcției desfășurându-se numai la sediul din Giurgiu. În solicitarea oficială înaintată Consiliului Județean, conducerea Direcției Județene de Dezvoltare Rurală și Protecția Mediului arată că modificarea se impune ca urmare a faptului că direcția a încheiat un contract de comodat cu Comuna Clejani privind înființarea unui punct de lucru în nordul județului, având în vedere solicitările cetățenilor din acea zonă de a fi informați și consiliați cu privire la programele naționale și europene de dezvoltare rurală. O altă modificare solicitată de Direcția Județeană de Dezvoltare Rurală și Protecția Mediului vizează menționarea perioadei 2014-2020 la durata planurilor naționale sau regionale de dezvoltare, având în vedere că acestea erau precizate în regulament doar pe perioada 2007-2013. Ambele modificări au fost aprobate de consilierii județeni în ultima ședință extraordinară din luna iunie. Prin prezența numeroasă, dar mai ales prin calitatea artiștilor ce și-au anunțat prezența, cea de-a treia ediție a Festivalului Național în Memoria Marin Ghiocel, găzduită de Giurgiu, se anunță deja o manifestare artistică de excepție. Întregul festival va fi transmis în direct și de televiziunea publică pe canalul România 3. Cel mai mare festival folcloric al verii va fi găzduit de Giurgiu. În organizarea Centrului Cultural Local Ion Vina, sprijinit financiar de Consiliul Local Municipal și Consiliul Județean, miercuri și joi în centrul orașului va avea loc cea de-a treia ediție a Festivalului Național In Memoriam Marin Ghiocel, manifestare de o ținută artistică spectaculoasă. Un alt eveniment deosebit de important și de cel mai înalt nivel calitativ, aș putea spune, este realizarea celei de-a treia ediție a festivalului concurs de interpretare muzică populară In Memoriam Marin Ghiocel. Deja suntem avansați cu pregătirile. Va fi, am spus și subliniez acest lucru, un eveniment de cea mai înaltă ținută culturală artistică. Festivalul, ajuns la cea de-a treia ediție, a reușit în scurta sa existență să-și câștige notorietatea ca unul de cea mai înaltă ținută artistică. Dovadă stă în acest sens și faptul că în acest an întreaga manifestare va beneficia de acompaniamentul orchestrei conduse de reputatul dirijor Nicolae Bodgros. Pe data de 1 și 2 iulie, în fața Teatrului Tudor Vianu, acolo, dacă Dumnezeu ține cu noi și timpul va permite, vom avea scena și 4-500 de scaune. De această dată, întregul festival va fi acompaniat, toți concurenții și invitații vor fi acompaniați de celebra și iubita orchestră de muzică populară Lăutarii, condusă de maestrul Ion Bodgros. Nicolae Bodgros. Până la sfârșitul săptămânii trecute și anunțaseră prezența peste 25 de artiști de talie națională, numere cunoscute ca făcând fiecare în parte audiență când vine vorba de muzica populară. Vom avea, să zic, concurenți până în prezent, vreo 27 la număr, cu o reprezentare frumoasă din toată țara. Invitați de seamă în recitaluri, vorbesc de Steliana Sima, vorbesc de Mioara Velicu, Ionus Idău, Costică Enceanu, Petrică Mățu Stoian, Nicolina Stoian, Gheorghe Roșoga. Cum probabil prin prezența numeroasă și calitatea artiștilor, festivalul tinde să devină unul dintre cele mai importante evenimente artistice naționale de acest gen, desfășurarea acestuia va fi preluată integral și transmisă în direct de televiziunea publică pe canalul România 3. Vom avea, de altfel,
întreaga echipă de la emisiunea Odată în Viață, pentru că moderatoare va fi doamna Iuliana Tudor, iar președinta jurului, ca de fiecare dată cunoscută și apreciată, îndrăgită realizatoare de evenimente de acest gen, Elize Stan. Iată de ce spuneam puțin mai devreme că este chiar poate primul eveniment de acest gen la acest nivel în orașul nostru. Va fi de altfel festivalul transmis în direct și în totalitate de televiziunea română pe TVR3. În ciuda vremii instabile și a ploii care nu a lipsit din peisaj, cea de-a treia ediție a competiției România la Giurgiu a înregistrat un nou record de participare. 27 de echipaje s-au aliniat duminică pe marginea canalului Sfântul Gheorghe și au intrat în competiția de vâsle organizată de campionul Ivan Pațaichin cu sprijinul primăriei Giurgiu. A fost o acțiune frumoasă de la care nu au lipsit majoretele și fanfara, ciorba de pește și buna dispoziție. Sute de oameni au participat duminica trecută la cea de-a treia ediție a campaniei Descoperă România, România naturală văzută din barcă, inițiată de Ivan Pațaichin prin Asociația Ivan Pațaichin Mila 23 și susținută de Primăria Municipiului Giurgiu, Centrul Cultural Ion Vina, Clubul Nautic San Giorgio și Administrația Națională a Apelor Române. Ca și anul trecut, Ivan a fost sufletul acțiunii, mai ales că a declarat că la Giurgiu se simte ca acasă și s-a asigurat că totul decurge conform planului. Cum te simți aici la Giurgiu printre noi? Acasă. Mă bucur. Ești prietenul nostru și s-am demonstrat-o de fiecare mulți prieteni și asta spune. Da, un om deosebit, un om pe care eu îl respect, nu numai pentru faptul că... Apropo, o întrebare personală. Unde ții cele 4 medalii? La bancă sau acasă? Acasă. Atenție! Unde presă încă n-a ajuns. N-a ajuns încă presa. Mulțumiri încă o dată, sper să ne mai găsim și să revedem. Succes acțiunii și vouă mai ales! Competiția de vâzlit în canoci de 10 plus 1, organizată la Giurgiu pentru al treilea an consecutiv, a beneficiat de prezența unui număr record de echipaje, spre bucuria organizatorilor. Ca de fiecare dată, giurgiuvenii mă surprind și cred că și anul ăsta ne vor surprinde cu participare, pentru că de fiecare dată au fost cei recordurile s-au realizat aici la Giurgiu, sau cel puțin recordurile au început la Giurgiu. Mă bucur acest lucru, că lumea vine, faptul că ieșim în natură, facem mișcare, e mare lucru. Și mai ales că autoritățile locale de la an la an au început să amenajeze locul cât mai plăcut și sunt convins că va deveni cel mai frumos loc din Giurgiu și nu numai. Astfel, 27 de echipe au luat startul la competiția de vâzle, câștigătorii fiind, coincidență, cei din echipajul denumit Învingătorii. Echipa Yolo Boy se pregătește să intre în ambarcațiune și ultima echipă, Partidul Social Românesc, urcă pentru ultima oară într-o canoie, în canoia Sfântul Gheorghe, pregătiți pentru proba tehnică. Și acum să vedem cine reușește. Când peste cealaltă se pare că a treia va câștiga. Cred pentru care... Dincolo de evenimentul sportiv, România a fost și o serbare câmpenească. Organizatorii, prin cantina de ajutor social, au pregătit și distribuit circa 500 de porții de borș pescăresc, iar fanfara și majoretele Centrului Cultural Ion Vina au făcut spectacol. Stadionul Marina Nastasovici a fost vineri seară gazda unui fotbal de calitate cu nume grele. Florentin Petre, Narcis Coman, Ionuț Badea sau Vlad Munteanu au fost doar câțiva dintre foștii fotbaliști prezenți la meciul dintre Old Boys Dunărea Giurgiu și Old Boys Dinamo. Vreme bună, fotbal de calitate, prietenie și confruntarea legendelor. Toate aceste lucruri au fost vineri seară pe stadionul Marina Nastasovici, unde principalii actori au fost Old Boys Dinamo și Old Boys Dunărea. Una dintre aparițiile de senzație în meci a fost cea a fostului internațional Narcis Coman. În poartă, cum v-ați simțit în această seară? M-am simțit excelent, în primul rând că am jucat la echipa la care m-am învățat fotbal.
Și după aceea la o echipă mare, Dinamo București, unde am jucat și la ei timp de 2 ani jumate. M-am simțit excelent. Un alt fost jucător din lotul Old Boys Dunărea a fost inspectorul școlar general Gigi Oprișan, dar și organizatorul acestui amical, Sandu Pantazi. Ne-am simțit foarte bine pentru că suntem între prieteni, a fost o întâlnire prietenească și ne-am adus aminte. Acum eu nu pot să spun că sunt bătrân, dar de tinerețile noastre când jucam fotbal și ne distram la fel de bine ca și acum. Colegii am simțit ca și altă dată, unii în formă, alții mai puțin în formă, dar până la urmă lucrurile au ieșit așa cum ne-am dorit. A fost o întâlnire în care ne-am simțit bine și am alergat pentru sănătatea noastră. În final, victoria a revenit dinamoviștilor, Marian Ivan reușind o dublă, în timp ce Florentin Petre a marcat ultimul gol al partidei, în fața a peste 1000 de persoane prezente la meci. Data de 29 iunie este marcată de două nume celebre, două femei care au reușit să urce pe cele mai înalte trepte ale celebrității. Actrița Katharine Hepburn și cântăreața Nicole Schwarzenegger marchează data de astăzi. Katharine Hepburn s-a născut la 12 mai 1907 în Connecticut. A fost o actriță de teatru, televiziune și film care a reușit să cucerească 4 premii Oscar. Hepburn este privită în general ca una dintre marile figuri ale istoriei filmului. Institutul American de Film a clasat-o pe locul 1 într-un top al celor mai mari actori de film ai secolului 20. Hepburn rămâne până în prezent singura actriță care a câștigat de-a lungul întregii vieți 4 premii Oscar la această categorie, la care se adaugă premiile Globul de Aur, premiile Emmy sau Cezar. Katharine Hepburn s-a stins din viață la 29 iunie 2003. Un alt nume sonor marchează data de 29 iunie. În 1978 se năștea Nicole Scherzinger. În 2003 s-a alăturat grupului Pussycat Dolls, devenind vocea principală. Acesta a fost nominalizat la premiile Grammy la categoria cea mai bună interpretare vocală a unui duet sau grup. În noiembrie 2010, artista a lansat primul său single de pe albumul său de debut, Killer Love, intitulat Poison. A venit momentul să revedem principalele știri pe scurt. Județul Giurgiu, cea mai mică promovabilitate la evaluarea națională. Focar de infecție la 2 pași de una din cele mai curate străzi ale orașului. Mai mulți enoriași din Herăș, conduși de preotul paroh, au adus o bucurie bătrânilor din Căminul Mironești. Timp de 2 zile, Giurgiu va găzdui cea de-a 3-a ediție a Festivalului Național In Memoriam Marin Ghiocel. Romania, ediția 2015 de la Giurgiu, a reprezentat un nou record de participare. Jurnalul Muntenia TV se încheie aici. Eu sunt Ana Maria Trăsnea, vă mulțumesc pentru atenție, ne revedem mâine seară de la 19:30. Toate cele bune! Consiliul Național al Audiovizualului a sancționat postul Muntenia TV cu o amendă de 10.000 de lei, întrucât în emisiunea ediție specială din 12 ianuarie 2015, publicul nu a fost corect informat în legătură cu faptele și evenimentele prezentate, ceea ce contravine articolului 3 din legea audiovizualului. De asemenea, în emisiune nu a fost prezentat punctul de vedere al unei persoane cu privire la faptele ce erau imputate și nici dovezi în susținerea acuzațiilor aduse acesteia, iar moderatorul nu și-a îndeplinit obligația legală de a solicita interlocutorului să probeze afirmațiile acuzatoare sau să indice cel puțin probele care le susțin, pentru a permite publicului să evalueze cât de justificate sunt acuzațiile, astfel cum imperativ se prevede la articolul 40 din Codul Audiovizualului.